Stimați colegi, domnul primar, domnul secretar, dați-mi voie să încep ședința de astăzi, chiar dacă noi dăm un caracter festiv, patriotic, mă refer la sărbătoria centenară, Unirii. Și după cum știți din mass media, 24 martie, deci 23 zile în urmă, s-au împlinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei României. Nu o să abuzez de răbdarea dumneavoastră, nu o să vă predau o lecție de istorie adevărată, o să mă suportați 10 minute, pentru că vreau să fac un pic de ordine. Pentru că se discută atât de mult despre statutul Basarabiei, încât ne cam amestecăm. Și eu mi-am propus doar atâta. Să fac o anumită prezentare succintă și sigur o să mergeți acasă cu niște lucruri care poate o să spuneți cam așa. Uite, asta nu știam. Și dacă o să mergeți acasă cu această idee, eu mă bucura foarte mult. Da. Știți, de când încep, nu de la Dan și Eva, încep de la unii de pe timpul Basarabilor, pentru că demnirea de Basarabia e dată de primii domnitori ai Țării Românești. Ați auzit de toți de Basarabul I. Vreau să vă întreb, da. Ar fi bine să începem ședința, da? Am văzut cum nu există un proiect sau un subiect pe ordinea de zi. Sigur, din pe ordinea de zi, o informare sau o prezentare. Păi am discutat cu domnul secretar, să începem, ca să fim gata. Am discutat, deci asta e... Domnul președinte știe ce avea. Asta e primul punct, cum respectați-mă, profundat de președinte, să facă această... Da, vă rugăm, mai ori care ce m-aș reprezentat. Asta e introducere, da. Comisia Economică, 10 minute, prea puțin. Bun, vă rog să vă calmați. Pentru că, probabil, vreo 1300 și, deci în secolul XIV, Basarabia a ocupat familia aceasta boierească a Basarabilor, care venea Țara Românească, s-a extins până la Dunării, așa, și a ocupat și partea de sud a Basarabiei de astăzi. Deci, pe vremuri, Basarabia nu era toată cum o știm noi astăzi, numai partea de sud. Acolo erau trei județe mai încoace, care o să fie, o să dea naștere o dispută între noi și ruși mai târziu. Trec ani și, sigur, asta știți, că pe timpul Ștefan cel Mare, Basarabia era clar partea Moldovei. Și unul din cei mai mari țari ai Rusiei, cred că ați auzit de Petru I, sigur, și pentru asta trebuie să mă gândesc că Petru I a fost primul țar rus, uriaș, a fost uriaș, care a vizitat Moldova și a semnat un tratat de bună vecinătate, repet, de bună vecinătate, cu domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir. Deci asta nu sunt povești din istorie, sunt documente. Am tratat de pace. E, știți ce scrie în tratatul de pace? Petru I semnează că recunoaște că Moldova este între Nistru și Carpați. Deci Petru I, pe vecie, spune el. Recunoaște pe vecie. Sigur că istoria e complicată, Petru I moare, nu-i așa, ceilalți care vin, nu e obligatoriu să țin seama de ce a semnat Petru I. Deci un lucru extraordinar pentru noi, pe vremea Dumitrie Cantemir. Venim mai încoașe și apar pe scenă turcii. Rușii erau mici copii pe vremea turcilor. Repet, mici copii. Mai departe, e bine să știți că înaintea rușilor au fost ucraineni, oameni buni. Păi primul străduiesc slav, așa, s-a numit Crezatul de Kiev. Rușii erau acolo, în stepele lor, de Croasie. Nu venise încă încoașe. Sigur că vin alți țari și fac primul stat rusesc, Crezatul Moscovei. Ajunge atât de puternic în timpul unui țar numit Ivan cel Groaznic. Și titlul spune mult. Sau strângătorul de pământul rusești. Ascultați și porecla are, strângătorul, care a început principiul pașilor mărunți, cum cățica. Și tot a venit, cucerește statul Chevia, mult mai slab, așa, și trece Nistru, asta e un moment crucial, trece Nistru. Le-a plăcut la ruși foarte mult, cum arată Basarabia, am fost atâtea ori, oamenii buni, Basarabia este o grădină. Pentru că Basarabia, știți, nu are munți, Basarabia are numai dealuri și mai ales câmpii. Baza economiei și în ziua de astăzi, așa este agricultura, grozav, extraordinar, dimănoasă. Rușii veneau despre părțile stepile acelea uscate, unde acolo era calișii oameni buni, calișii în urmă. Și vă dați seama că am văzut, așa cum o fie din grădina Maicii Domnului, dacă vreți, pentru ruși, pământul acesta a Basarabiei. Însă, răvneau turșii.
Era lupta, cum e și astăzi, așa, pentru cine e domine pe Marea Neagră. Cine domine și stăpânește strântorii, oameni buni, alea două, Bosfor și Dardanele, au o importanță strategică fantastică în ziua de azi. Și sute de ani de acum rușii se luptă cu turșii care să domine comerțul pe Marea Neagră. V-am spus că la început turșii erau mai puternici, așa, însă încetul încetul Rusnacul domine prin număr uriaș, că tot vin de acum, tot vin, era să spun haite de ruși, scuzați termenul, găsiți altul dumneavoastră. Hoade. Hoade, pardon, spunea să-i mulțumesc, așa, eu am înfăstit. Și tot vin în zonă și într-o bună zi, în urma unui alt război, domnii, tu și eu bătaie. Și acum rețineți ceva, să nu spuneți că rușii au cucerit Basarabia, este fals. Turșii le-au dat un cadou oameni buni. Pierzând războiul, turșii deja ocupase dinainte aproape toată Basarabia de azi, asta puteam să spun. Și la conferința de pașii, rușii au pus condiții. Basarabia 1812. Da? Și le-au făcut un cadou, pentru că după război, știți, noi am fost teritoriul nostru în istorie, a fost monedă de schimb. Ne-au blestemat Dumnezeu și ne-au așezat unii, spunea Iorga, cel mare istoric român, în calea tuturor răutăților. Pentru că noi, poziția noastră strategică, care acum să zice că ne avantajează într-un fel, apropo de integrarea NATO, etc., dar pe vremea aia, poziția noastră ne dezavantaja teribil. Noi am fost la intersecția a trei mari puteri, de asta discutăm de acum. Imperiul Otoman, v-am spus primul care e puternic, vin să ridică teribil rușii fac cărțile în zona noastră, și nu uitați Imperiul Austro-Ungar, care ne ocupa, știți, Basarabia, Transilvania și Bucovina. Iar noi suntem la mijloc. Au tras toți din noi, ne-au împărțit așa ca pe o mășie, în funcție de cum câștigau unul sau altul război. Da, nu mai trag. Nu mai țineți minte. Acum e mai grav. Acum s-au instalat. S-au instalat scuturile anti-rachete. Așa. De exemplu, nu mai știu sigur că ani de zile, Banatul nostru, nu sârbesc, a fost parte Imperiului Austro-Ungar, deci Banatul, dar și Oltenia oameni buni. Deci ani de zile, zeci de ani, Oltenia, nu sigur nu știați asta, deși au câștigat Austro-Ungurii un război cu turșii, turșii stăpâneau țara românească și au spus, bă, vreau cu cap de asta. Și-au luat împreună atunci și Banatul și Oltenia. Venim, trec ani și vreau să vă citesc ceva de aici. Știți? Câți românași erau în 1812, când rușii iau cu jafca, de la, mai bine spus, le-o fac cadou, ca despăgubire de război, nu cadou, nu-i venit din profesor cadou, despăgubire de război. Deci, recensământul de la 1897 spune așa, erau în Basarabia 2 milioane de locuitori, românii moldoveni reprezentau 47%, spuneți aproape 50%. Ucrainenii 20%, ca să vedem cum stăm mai încoași. Evreii 12%, rușii, atenție, 8%. 8%. Ce mi-a notat eu cu majuscule aici? Începe cea mai mare prigoană împotriva românilor ca să la bine. Am moldovenilor, oricum, românii moldoveni. Se numește procesul de deznaționalizare. Adică, satii întregi, dar toate, satul tot. Trec și cu primarul, așa? Și duși unii, în depărtatea Sibiriei. Și secretarul sau numai primarul? Și secretarul. Poate să te ocupăm de ieși nimeni la putere. Da. Și aduși în locul lor, da? Din depărtatea Sibiriei, așa, toate semințele pământului oameni buni. Ați auzit sigur, de rușu mai spun, aduși sate întregi rusești din Siberia aici. După ei, locul 2 au fost tătari, deci foarte mulți tătari. Ați auzit sigur, poate, de găgăuzi, așa, evrei la greu, le plășeam moșile de grozavi și am uitat să spun că când spunem de pământul arabic, nu vă gândiți numai la greu și porumb, gândiți-vă și la vița de vii, care a fost o avere a lor extraordinară. Yes. Eu am văzut fiul, yes. La oameni buni. Deci cel mai mare, tezaurul lor, tezaurul nu se mai ca noi în toni. Avem vreo 80-90, nu știm exact și poate și secret de stat, 100 de toni de aur. Avem vreo 80 la Londra, la păstrat acum. Asta e practic, probabil. Așa.
Aveți la Banca Națională. De la ei, tezaurul lor, așa mi-a explicat acolo în cramă, este averea și uriașă. Deci, rezerva de stipii de acolo, fantastică. Și începe încetul, încetul rusificare. Teribil. O gândit foarte bine rușii la ideea și asta. O luat-o din timp, cum s-a spune, ca să demonstreze mai încoași ce vreți spune. Vezi înapoi Basarabia, dar și Basarabia, comunii românești de acum, și populația vezi voi acum de români, moldoveni. Nu vedeți că noi dominăm? Că dacă aduni rușii de astăzi cu evrei nu mai sunt, au plecat în Israelul lor. Bun, dar au rămas găgăuzi, au rămas tătari, au rămas celălalt seminții, așa, plus alte naționalități, e clar că românii sunt inferiori, în inferioritate. Deci n-a plus să ne fie majoritate cu 50%. Mai departe, care este pericolul? Dom'le, eu am stat de vorbă cu o fată de grădiniță. Eu fac o mărturisire care m-a șocat. Îmi pare că n-am adus tricolorului făcut de iar, nu? Mânuța Euschelor pe la grădiniță, un tricolor de ticiar, așa? Și care scria Moldova. Și vorbea cu moldovenești, românești, dacă am stâlcit. Și am spus că ce clasă e, a spus că eu sunt la grădiniță. Bun, dar de ce nu vorbești bine românești, moldovenești? Uite, văd, cristian românei, tare. Și spune, păi da, la noi acasă se vorbește numai rusești, mama cu tata, noi suntem patru frați, vorbim numai rusești. Bun, și de ce țineți voi așa de mult la Rusia? Dom'le, știți care a fost replica? Deci nu din cărțile, și mi-a spus mie, că noi mâncăm de la ruși, mama și tata lucrează la ruși. Asta de acolo vine gazul, deci el era instruit, cred că dimineața. Deci nu mai spun că n-am fost cu domnul Stalin, prin 90, domnul erau să ne bate. Am ajuns până la ministru, să vedem și noi ministru acolo și niște vieții bani, niște sticli în mână și ne-au auzit că suntem români. Știți, ne-au jurat și au spus așa, și voi, deci redau exact vorba lor, și voi ați venit, voi calici, în 90 era, 90, că eram și noi calici, recunoaște, voi ați venit calicilor să ne luați pământului și viile. El știa foarte bine românește. Asta a fost reproșul lor. Pentru că ei încă aveau atunci polvozului și, domnule, am fost în cramă la ei. Deci ei, pe vremea aia, așa, trăiau bine tot. Asta e realitatea. Ei mai prost trăiesc acum. Clar, am fost acum în pași, iar. S-au distrus polvozul, polvozul și la ei, așa, și trebuie să se descurcă foarte, foarte bine. Și ne vin. Uite, ce trebuie să mai rețin. Poate să vehiculează extraordinar cu patriotismul ăsta dus la limite prea de sus. Țineți minte ce vă spun eu. Niciun eveniment din istoria neamului nostru, mare, eveniment mare, nu s-a realizat decât prin voința marilor puteri. Clar! Da. Și în urmă când un război la mine. Asta a fost conjunctură. Și vă spun pe scurt, când am dat în primul război mondial, doi ani știți, asta ne uite. Și ne-am gândit, bă, de partea cui intrăm? Dacă intrăm de partea germanii care are aliat Austro-Ungaria, că noi aveam un dinte pe ruși teribil, nu? Am spus așa, bă, o să ne ajute să luăm Basarabia. Dar în vești nu vom lua Transilvania, că era partea Imperiului Austro-Ungar. Bun, o acordă în Parlament opoziția și o spus, sunteți nebuni. Noi mergem cu rușii, mergem cu tripla înțelegere, că erau două tare, tripla aliat, tripla înțelegere. Pentru că rușii erau cu englezi și cu francezi. Noi cu francezi am stat pe timpul bine, uneori chiar foarte bine. Deci sânge din sânge nostru, atins și ei. De multe ori noi și fraierii, ne-au tras țeapul, în sfârșit. Păi asta e altă poveste, n-avem timp. Și zicem, mergem cu rușii, bun, au spus ceilalți, bun, puneți crușii Basarabiei. Zice, da, punem crușii Basarabiei, dar îi batem pe austro-unguri și luăm și Transilvania și luăm și Bucovina. Gândiți-vă noastră, dar totuși era bine. Și într-adevăr, am intrat de partea rușilor. În război, în 1916. Și urmează bătălie crâncenii, noi ne ducem cu rușii să eliberăm Ardealul, eliberăm o bucățică Brașov pe acolo Sibiu, vin germanii în ajutorul Austro-Ungariei. Austro-Ungaria era unul bolnav pe patul de moarte. S-au dus vremea Imperiul Austro-Ungariei, venea din istorie de vreo 200 de ani și era bătrân. Deci omul bolnav pe patul de moarte. Dacă aveam spate armata germană, cea mai puternică din lume la vremea, din lume. Și sigur, pentru că germanii și luăm bătăi, peste bătăi din ei divărat. Ce mai mare rușine am tras-o acum. Când ne ocupă tot, inclusiv Bucureștiul, armata română se retrage în Moldova, rușii ne-au zis, bă, veniți în Moldova că vă apărăm și noi. Că vine iarna, 16-17. Guvernul la Iași, Iași a devenit capitalul armatului,
Și să mă gândesc, că tot la România, unul este 16 ani, altul 17. Cum a fost iarna, aia n-am timp să vă povestesc. Ceva de groază. O tăia jumătate din parcul populația care s-a refugiat. Au făcut colibii din lemn, cum putut. Era iarnă, și o iarnă groază. Au tăiat jumătate din popor, tot au rasă. Nu i-am putea controla nimeni, era un haos total. Au venit în jur de 7 milioane de refugiați. Și pătuți de vedere. Deci nenorocire a fost dat, nenorocire. Însă vine un comunist și știți cu toții, ne ajută francezii, nota bene, așa, și încercând să-i oprim pe nemți, care era proiectul nemților, să oprim și Moldova și gata, îndemnat cu Lumenia. Și urmează acele bătării prunte, Măreaș, Mărășești, Uitun, strâng de moții. Să nu spuneți niciodată că i-am bătut, i-am nenorocit pe germani și nu oameni. Acolo ne-am apărat extraordinar, de asta și în fotbal. Să zic, băi, ne-am apărat ala Mărășești, am murit sărașii română, pentru că eram foarte prost în armați. Au venit francezi, nu au dus mitralieri și instituturi, dar oricum. Și se face cu plugarul ăsta, 80% din armată erau țărani, copii de țărani. Pentru că moșieri, boieri, lucrești, oameni buni, nu trimiteau copilași la... Sau chiar dacă îi trimiteau, ei erau în spate, în a doua, oameni buni. Sau erau ofițieri, nu-i așa, erau ofițieri, așa, de ofițieri. Deci, ce nu au murit el liber? Țărani. Ăsta-i talpa țării. E altceva să țineți minte. Doamne, se sfârșește război. Știi toată lumea, Germania este înfrântă. Da? Deci, Austro-Ungaria, dezastru. Dezastru. Deci, din celebrul imperiu care stăpânea aproape jumate din partea asta a Europei, așa, gata, moare, definitiv. Se destramă total. Se formează statele, Ceoslovacia, Austria, Ungaria, state independente. Transilvania se proclamă și ea independent. Asta ne punem la 1 decembrie. Sper că mă puneți președinte și ședință, dar m-au onorific. Nu vine la aici. Mai frumos. Da. Însă se întâmplă alt eveniment teribil. Doamne, începe Revoluția Comunistă din Rusia, că nu știe din Lenin. Păi știți Lenin ăsta ce o zis oamenii buni? Ascultați și o spus despre Basarabia. Document aici. Ce spune Lenin despre Basarabia? Creați-vă viața dumneavoastră cum credeți și nimeni nu se va amesteca în ea, în organizarea ei. Domnule Lenin, bare mă atât la țibir, mă zic ala, vă rog eu frumos. El a dat o lege, un decret fantastic, că ne ajută pe noi. Se numește așa, dreptul popoarelor la autodeterminare. Ce înseamnă autodeterminare? Dreptul de a decide tu soarta. Și practic dispare din istorie și dispar două imperii, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Țarist fuge prin ordinul lui Lenin. Și ce fac unii popoare? Unii au rămas lipiți de Federația Rusă, cum sunt și azi. Altele s-au proclamat independența, cum sunt și azi, iar altele au hotărât unirea cu patria mamă. Și au spus românașii noștri moldoveni, pentru că era așa armata, și armata multe popoare în armata românească, oameni buni, au ocupat Basarabia și vă spun de ce. Pentru că când au auzit rusnașii că au căzut țarul, că l-au murit pe țară, și au venit comuniștii Lenin la putere, adică ce înseamnă comunist? Poporul conduce, poporul muncitor. Și gata, au venit vremea noastră. Și au împușcat toți ofițerii, pentru că erau fișori de boieri și de burghieri, așa? Și au prălat conducerea ăla care carte multă nu se cere să fie prost să ai putere. Care era bătaie din bătaie și din... Încât este un episod în monografie, l-am scris noi, când Lenin a dat ordine de cetare și chiar a păci cu Germania, trupii rusești erau la Târgu Neamț până la Sochi, oamenii. Iar armata română era aliniată prin multe hornuri bâte până la Cristești, așa, pentru că îi așteptam pe nemți și pe austro-unguri să nu vină din Spimus, cu care capas, trecătorul spre Ardea. Ei când au auzit că-i pacii și s-au retras, așa, fiecare făcea ce vroia, au devenit niște hoardii din nestăpâniri, așa? Și noi nu reușim să-i trecem Sirietul prima dată, am trecut Sirietul. Am fost lupte creștine aici, de între noi, vedeți-o ne-am ajuns să ne luptăm pe unul cu aliatul, cu rusul. Pentru că eu știu din război și nu vrei să mai scute. Băi, pământul rusul, duceți-vă dracu, pardon, scuzați, duceți-vă acasă. Așa. I-am trecut Prutul până la urmă, dar între timp rușii ce află? Că noi îi masacrăm pe rușii ăștia care s-au retras de pe front. Și au Lenin, au trimis trupe rusești în Basarabia, să oprească ofensiva armatei românii care fugărea pe hoartele rusești. Încât Lenin, oameni buni, susușește, și vreau să vă spun ceva, încât și face și mutare. Toată lumea discută cu Tezaurul, dar nu știe multe lucruri cu Tezaurul. E bâșb, băi, ceva cu Tezaurul. Tezaurul, știți, l-am dus noi,
De fraier și am fost, așa au fost vremurile, la ruși, eram aliați cu ei, să-l păstreze la Moscova. Nu l-am dus, nu registrat, fost. Câteva coane, câte lândiști, tot. Dă omul bun, dă o semna țară, când îl dă înapoi. Dar țarul să fie masacrat, știți, și eu și țarina și cei trei fete și un băiat, avea, eu mă șelărit ca pe câini. Pentru că nu mai nu reușeau să-i omoare cu broanțele, deși fete și-au pus salve de... avea salve de aur, din tezaurul, așa și-l băga pe sub bruză. Și când trăgeau ăștia să-i omoare cu într-o șelul, pricoșau. Și atunci eu mă șelărit cu băinet, sunt documente. Sunt maturi, aia, că înainte a murit, eu sunt părinte, am ceva pe suflet. Eu am băgat băinetul. Mormânt, nu știa nimeni, nu știu, ascuns, prin Siberia, prin Eva. Descoperit, în sfârșit, asta e alt aspect. Așa. Bun. Și eu spus Lenin. Eu spus Lenin, corect. Da. Și la ce s-a ajuns acum? Dom'le, trebuie să conducă cineva Basarabia, că era haos total. Cum românii erau majoritari? Și era și armata românească care îi proteja de gardele rusești. Să știți că rușii acum spun că unirea a fost ilegală pentru că au făcut o armata cu au stat cu pistolul la sfatul țării, așa s-a numit parlament, primul parlament al lor. Sfatul țării. Și uitați, eu am intrat în sfatul țării. Atenție! 84 deputați erau moldoveni, 36 erau de aceeași minorități. Adică ruși, evrei, bulgari, etc. 10 locuri erau destinate românilor din Transnistria. Și-a spus, ce faci mai departe? Și au hotărât în prima fază. Și-a spus, nu ne-a spus mai departe. Au format Republica Moldovenească. Și era independent. Trec câteva luni de zile, așa, și haosul era absolut total. Încât mișcarea asta unionistă și faptul că noi eram majoritari, așa au spus cam așa, bă, noi nu putem scăpa din coardele astea rusești decât dacă noi ne unim cu România. Și uite sfatul țării după câteva luni de zile, deci o hotărât în decembrie 2016 și în 27 martie, sfatul țării, o hotărât, și uitați cum spune aici așa, pe vecii, deci nu găsesc termenul exact, așa, spune pe vecii unirea cu patria mamă României. Sigur că rusnașii ieșit din sală, cei care au fost în sfatul țării, și din sală părăsit. Deci nu spuneți că 100% votată, nu, e fals. Eu am spus falsități în anii, când am predat istoria, am spus și... Cam cum a fost prima ședință, când ați fost președinte, cam așa, deci ușor pe care am făcut, nu? Așa, așa. Nu mai aduce aminte, nu mai aduce aminte. Deci nu mi-a aduce aminte din momente care discutăm altă dată, care se știe că mi-a rămas așa. Și acele vor rămâne în istorie. Bun, și cum e ei? Poate am depășit un pic, scuzați, dar poate e bine așa. Cum stăm? Păi cum stăm? Super, în perioada interbelică, că România dudui, nu-i adevărat, eram vedeta Estul Europei. Cea mai mare și cea mai dezvoltată țară economică din Estul Europei, nu România. S-a mărit populația teribil, cu basarabienii pe 3 milioane, așa? Agricultura cu 1.000 milioane de hectare. Dar șansa noastră a fost să o descoperit cea mai mare rezervă de petrol pe fața Pământului la vremea aia. Spune-mi o dată, la vremea aceea, în România, s-a descoperit cea mai mare rezervă de petrol de pe glob. Nu știu, s-au zis din Corp și din American și din... Rezervă uriași. Ei, asta ne-a saltat de linie. Problema este că, știți, ca la stupul de albini. Vin muștile, vin muștile. Și au venit companii străini, oameni buni. Parcă îmi spun ceva și e valabil. Atunci bogăția noastră teribilă a fost aurul negru. Acum bogăția noastră teribilă este aurul verde. Mă avem și asta și cam... Și terminat. Bun, și vine nenorocitul de al doilea război mondial. Și facem, de partea cu intrăm. Cum ne-am gândit noi de partea cu intrăm, tot războiul în 39. În 40, așa, rușii care erau în război deja și erau o forță teribilă, așa, calcă pișoare, nu vă puteți imagina câte documente sunt. Eu am adus cărțile, doar vă spun numai titlul, Basarabia, Libertate, Progresul, Jugul Străin, Basarabia Răstignită, o istorie a Basarabiei, extraordinar de așa. E nu așa, deportări, masacre, nu mă intrăm în amănunte. Și până la urmă știți, ca să-i cumpărăm Basarabia, intrăm cu Hitler. Eu promis un Antonescu. Mergi cu mine, zdrobim diavolul roșu,
dracul de la Sărit, diavolul roșu, comunismul. Așa îți dau. Dar noi i-am spus mai, domnul Hitler, dar Transilvania, nu discutăm de Transilvania. Când zicem, mi-a luat-o, Umbrie, deci mi-a luat-o, era înainte noastră în alianță cu Hitler. Și eu spus Horthy, celebrul Horthy, merg în război cu tine, cum tot așa, dar îmi dai Transilvania, că de sute de ani a fost a noastră. Discutăm în decembrie, cum a fost și cum a fost. Așa. Și uite așa, pierdem Transilvania, pierdem și Bucovina, așa, o ia tot o iau în rușii, pe atunci, pierdem și Basarabia, dezastru, dezastru. Acum, cum stăm acum? Mulțumim Dumnezeu că dați-i bila albului, v-am ajuns aminte de la partea cu Gorbaciov. Gorbaciov. Domne, și-a făcut Lenin la 1918, când a dat legea și ea dreptul popoarelor să devină liberi, fac și mor, asta a dat Gorbaciov, aceeași lege. Și-a spus, Imperiul Sovietic, gata, nu mai este, faceți ce vreți. Prima care s-a rupt așa, Kazahstanul, care este iarăși pe față uriașă, nu uitați în pihar. Extraordinar. Bielorusia. Bun. Moldova noastră și ea. Mă așteptam, de atât o acolo, că sunt ea nu stați sub șezma rusească. Și eu spun, domnule, poate nu puteți să mâine cu România acum. Dar hai, bani să ne proclamăm independent. S-o proclamă Republica Moldova, cum și azi. Primii pași spre mâine, tot ei au făcut cu grafia latină, imnul oameni buni care nu mai au, deci chiar de români. La doar, la nu mai au, se bate, vine Dodor. Și bă, Dodor ești acolo, Dodor știți ce-o declarat, poate știți. România a devenit inamicul public numărul 1, domnule, pentru că mă rog, spune Dodor. Băsescu. A, s-a dus Băsescu să-l spere acolo, în sfârșit. Da. Bun, și facem mai departe. M-a întrebat și cu asta chiar încheie. Domnule, eu nu sper, eu spun, mi-asum ce spun. Eu nu cred în unirea cât de repede a Republicii Moldova cu... dați voi să spun, cred că niciodată. Știți care e bucuria mea? Mare. Atât. Dar guvernul român ajută cât poate Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană. Unii nu, dar vă înțelegeam. Și atunci, domnule, dar fiind Uniunea Europeană, eu sunt mulțumit sufletești că frații noștri, cum spunem de atâtea ori, de Cristi Brun, sunt și ei... Ce-a mai făcut? Ce-a mai făcut? Băsesc, uite, o bilalba aici, toate că n-am fost fan, n-am votat niciodată. Domnule, el a luat inițiativa să dea cât mai mulți cetățenii românești la cei din Moldova. Așa. Dar și șoc am trăit eu. Am stat la Iași la pașaport, acum un an de zile. Și coboară un autocar în trei înainte mea, ne blestem în zâri. Dar vinem și sunt înainte, eram eu. În fața mea vine autocarul ăsta, zic gata. Am stat 4 ore în plus. Și atunci m-a spus, Băsescu, sau eu? Ați omit de masă. Nu, altceva vreau să vă spun. Și credeți-mă că nu-i din carte. Și uitam de un discuție cu Moldovenia. Domnule, știți care e optica lor, dar o să fiți de acord cu mine. Vreau credeți că cei 10-20 de mii, nu știu cât sunt 30 de mii, care au și cetățenii români. Ei au luptat pe cetățenia română cât sunt grozavi la România. Nu. Oameni buni, mie mi-au spus-o în față. Pentru că e o singură modalitate și repet. Și m-au spus, domnule, noi avem nevoie. Nu e și interesant. Iar așa vrea că drăjdiți s-o trăs, pe traseu unui noapte, așa. Și care, domnule, care ești, voi să-i părăși. Noi se plecăm. Iar domnul primar Ionuț Băștii, eu am un casă la mine, are domiciliu, un prieten de-am și eu, mi-a făcut domiciliu la Vrăslăvești, da? Îl cheamă Moldovean, chiar așa îl cheamă și eu, așa? Și eu am început să-l luat în spațiu ca să-i facă buletin de România. Așa. Și dacă spun că după vreo 2 ani vine și mai spuneți că vine genial. Zici și domn profesor, știți ceva? M-am rugămit la matare, nu mi-e și nevasta. Spațiu. Nu mai sunt de frumoasă. I-am spus, mie peste tot fac eu documente, nu mă am măsură de Crăciun și zici, domn profesor, cred că la vală vine iar la netare. Vine cu danjar de jir, ea la știma ta, că-ți place, așa, dar mamă rugăminte. Nevasta mea are 2 geme, ieși și pe ei în spate, spate mai în doasă mea. Asta-i povestea. Și la un moment dat spune că... Da, bai! Și mai bucurăm și cu asta chiar închei, că noi am avut acțiuni așa deosebite și urez din tăi suflet și să aveți și dumneavoastră, domn primat, consilierii dumneavoastră, așa, legătura care s-a rupt aproape total și mare păcat, domne, am mers de 10 de ori, au venit la noi, am plâns cu ei de bucurie, am băut șpriț cu ei, am dansat la han cu ei, am dansat cu la ei acolo,
oameni extraordinari sufletiști, dar sunt o mână de oameni. Iar creierul este celebru, știți, așa, Vasile Șoimaru, un om extraordinar. Iar eu când îi spun că eu nu prevăd unirea asta, așa zice, iar mi-e strasă, gata, mă duc, dar cum nu bine, eu poate să-mi realist, frate, mi-o zice, dar ce îi spui în față? Da. Eu nu pot să, eu îi spun exact ce simt, deci asta e realitate. Să dea Dumnezeu și cu asta închei, să intre, să treacă lejer, așa, însă nici asta eu spun încă o dată, nu o să realizeze, cred că niciodată, pentru că asta înseamnă extinderea NATO, da? Și a lui eu exact până în coasta Rusu, chiar dacă e Ucraina acolo. Da? Chiar dacă e Ucraina acum. Ucraina e un fel de tampon. Încât de asta relația noastră cu rușii sunt luată și acum, că am adus celebru scut antirachetă, care, americanism. Da. Da. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat, sper că m-am mulțumesc. Mulțumesc, domnul profesor. Cum să referitor la domnul Șoimaru. Da. Da, știu că anul trecut am înțeles că a fost în zona aici. N-a avut buna plăcere să treacă pe la primărie și să nu știu nici motive. Regret și îmi pare rău să... Da. L-am cunoscut și eu, într-adevăr, l-am cunoscut și eu pe dumnealui, dar asta este. N-am știut că este, am aflat în celor. Nici nu m-am gândit că nu o să vină pe la primărie. Dacă aveți cumva, eu sunt dispus să mențin o legătură, că așa e și normal. Nu printre altele, avem o legătură foarte bună cu orașul Cimicilor, de acolo. Pe față. Deci mă rog că păstrăm. Nu, avem legătură. Să-l dau mai încoace, ca să nu te deranjezi. Domnul Reiam este un împătrimit al unirii cu România. Deci eu cred că, dacă vreți să știți că primul oraș sau prima localitate din Republica Moldova care a semnat declarația din Unirii Părtine, atunci era 5 ani. Da. El, din discuțiile care am avut cu domnul primar de acolo, spune că el crede totuși că anul ăsta ar trebui să se înfătuiască Unirea. Da, și eu, bun la domnul profesor, sunt mai sceptic cu privește această realizare, dar... Da. Până la urmă, vom vedea. Vom vedea ce să întâmplă. Văd că din ce în ce mai multe localități din Republica Moldova realizează aceste declarații, adică fac aceste declarații din Unirii, și localități din România, chiar. Poate că în ședința următoare o să facem și noi o declarație de unire. Măcar așa fost, adică simbolică. Și Parlamentul se mai știe o declarație sau nu? Deci eu sunt da. În jur de 200 de localități, până acum de toate localitățile. Da. Trecem la propoziția ședința noastră. Prin dispoziția primarului, numărul 102, se convoacă în ședință ordinară, în data de 21.03.2017, primarul comunei, având în vedere prevederea articolului 39 și al articolului 42 din legea 205/2001 privind notificația publică locală republicată, dispune. Articolul 1. Se convoacă pentru data 29 martie, ora 17, în ședință ordinară publică, Consiliul Local 210, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului. Articolul 2. Secretarul Comunei va convoca înscris Consiliul Local și va comunica un exemplar de prezent al discuției Institutului Prefectului Județului pentru control și legalitate. Convocare. Se convoacă pe data 29 martie 2018, ore 15, la Consiliul Local 210, în ședință ordinară, următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de impunere și organizarea coșinatului pe teritoriul administrativ al Comunei 210 de Suiaș pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru modificarea și completarea strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pașilor la nivel național. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției, sală de sport școlară în Comuna Mioseve, județul Iași, investiții se va realiza prin programul operațional regional 2014-2020 în Comuna Mioseve. Poate trebuia scris sală de sport școlară în localitatea Mioseve, nu în comună. În localitate, în localitate. Da. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de investiții aprobată pentru 2018 cu următorul obiectiv. Sală de sport școlară în localitatea Miroslăvie, județul Iași.
proiect ce se va realiza prin programul operațional regional 2014-2020. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în localitatea Soci, Verșeni și Mitești, Comunități de Suiaș. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea privind ședință la Consiliul Local de Suiași pentru ședința următoare. 6. Diverse. Vă supun la vot ordinea de zi, care aveți, și dacă aveți cumva observația completă. Da? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. În continuare, dau citire procesului verbal de la ședința anterioară, ședință extraordinară, publică, care a avut loc în data de 14.3.2018. La ședință au participat toți consilierii, după invitarea prezenței și scrie consilierul în zicul prezentului specificat de semnătură, domnul consilier local, Păcuțoaia Alin Răzvan, președinte ședință, supune spre aprobare procesul de verbal încheiat în ședința ordinară consiliul local din data de 28.2.2018. În continuare, domnul consilier local, supune spre aprobare ordinea de zi, după cum vă reamintiți, proiect de hotărâre privind un operator licențiat pentru colectarea activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare generate în răspunderea populației, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorului economic și asigurarea cofinanțării pentru realizarea obiectivului reabilitare și schimb dispensar medical Miloslăvești, proiect de hotărâre privind aprobarea continuării lucrărilor la grupul sanitar de la Școala Soci, proiect de hotărâre privind aprobarea de ședință și diverse. Aici sunt trecute toate aprobările dumneavoastră și obiecții și așa poate fi studiat, deci nu mi-a dat o citire. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal pe care vi l-am prezentat. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, împotrivă, mulțumesc pentru asta. Primul proiect privește aprobarea regulamentului de impunere și organizare a coșinatului teritoriul administrativ al Comunii Miloslăvești pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru modificarea și completarea strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a parcurilor la nivel național. Primarul Comunii Miloslăvești de Suiaș, având în vedere legea numărul 44 din 2018, legea 86-2014, hotărârea Guvernului 78, urmată de urgență, alte legi, referatul domnului viceprimar privind aprobarea regulamentului de impunere și organizarea coșunatului pe teritoriul comunei, nota de fundamentare registrată cu numărul 2018 din 2018, avizul Comisiei de Activitate Economic-Financiară, nu pentru și de sănătate, a Comisiei de Învățământ și a Comisiei Juridice, hotărăște. Se articolul 1. Se aprobă regulamentul de impunere și organizare a coșunatului pe teritoriul comunei pentru anul 2018, respectiv 180 de lei pe hectar, potrivit anexii 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, deci 180 de lei pe hectar. Articolul 2. Se aprobă atribuirea în folosință administrării pe o perioadă de un an, ca de obicei, pășuni comunale din localitatea Miloslăvești, Soci și Verșeni și Mitești, administratorilor de stână, reprezentanților grupurilor de gospodari, președinților asociațiilor crescătorilor de animale, ce au înaintat o solicitare în acest sens, în scopul organizării și pășunării raționale a patrimoniului pastoral, în perioada 1 mai, 30 octombrie. Articolul 3. În conformitate cu prevederea articolului 5.8 din legea 44/2018, pentru modificare și completare a ordonanței de urgență a Guvernului din 2013-34, prin organizarea și exploatarea parcelor, a legii fost funciar din 91, membrii ai comunităților locale sau care au sediu social OAT-urile Miloslăvești, prin primar, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local Miloslăvești, poate încheia contracte de închiriere prin atribuire directă, în poziție prevederii legii numărul 287/2009, privind codul civil, republicat.
cu modificările ulterioare cu suprafețe de pași disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație pe perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețe de pajiști rămase nealocate se atribuie în condiții prevederii crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice. Articul 4. Amplasarea strâniilor se va face de către comisia desemnată de unitate în teritorial, înăsărește în funcție de necesarul de pășoane și efectivul de animale prezentat de fiecare administrator de stână. Articul 5. Prezenta hotărâri intră în vigoare începând cu data prezentei hotărâri. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă toate celelalte reglementări anterioare în vigoare referitoare la regimul de pășoane pe teritoriul comunei Moscovești. Articul 6. Conducerea iar la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se desemnează viceprimarul comunei Moscovești, profesor Matinie. Articul 7. Administratul de stâni sau grupul de cetățeni ce nu vor respecta prevederile regulamentului precum și dacă nu vor depune documente necesare pentru obținerea avizului de pășuna, dacă vor pășuna fără avize, eliberat de autoritate locală sau vor pășuna în afara programului de pășuna stabilit, vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale vigoare cu amendă în quantum de 2.500 de lei. Deci 2.500 de lei. Articolul 8. Secretarul Comunii va comunica un exemplar de Institutul Prefectului Județului, iar și pentru control legalitar și va duce la cunoștința lucrurilor cu unii prezentei întâlniri din afișare. Da, să vă spun câteva cuvinte legate de acest proiect hotărâre. Pentru că, după cum cred că a studiat și dumneavoastră documentația, tot acest proiect, regulamentul pășunat nu s-a modificat față de anul trecut. S-a modificat doar această comisie de semnat de unitatea administrativă reală, necesară pentru stabilirea amplasamentului în care se va cumva desfășura activitatea semnală respectivă. Am ajuns la această concluzie că trebuie stabilit totuși o comisie, datorită faptului că aceste semne au fost amplasate cumva așa haotic, fără a lua în calcul anumite aspecte legate de distanța față de sat, de distanța față de un anumit trup de vegetații, da, care, și mă refer în special acolo la Veșem, față de zăvori. Deci trebuie totuși o distanță. Și asta, comisia asta va fi formată din un reprezentant al OAT-ului, unul, doi reprezentant al OAT-ului, oameni care sunt de acolo, de comun acord să se stabilească amplasamentul respectiv. Cred că după Paști imediat vom avea o ședință cu administratorii de stână și administratorii de asociații de animale care sunt pe raza comunei, că unii deja au început să constituie întreprinderi individuale, nu știu ce. Și vom stabili exact amplasamentul de pășunat. Deci fiecare ce suprafețe, ce contract de arendă au încheiat și efectiv de animale și vom respecta pe cât posibil, adică normal ar trebui să respecte 100% acest regulament. Dar ce să vă spun, altercațiile care mi-au între stabilirea votarului dintre două administrații de stână sunt flagrante, doar știți, și probleme au fost și anul trecut. Și în ce privește mai mult stânile, exploatațiile de ovine. Pe bovine știți că din ce în ce sunt mai puține, am înțeles că la Miroslovești aici sunt undeva la 30 de bovine. Da, aici, la partea asta, la altă, sus, tot așa, 30 de bovine. Nu grăbește, să spunem, la bunuri. Deci, din ce mai puțin, la asociat, s-au împuținat bovinele. Mă rog, probabil că mai sunt unii proprietari care mai țin pe acasă, nu mai dar la aceea. Am rămas surprins mergând anul trecut pe Gui, a rămas o pășune asta de la Gui, a rămas nepăscută, neexploatată. Vă dați seama, din punct de vedere al valorii pășunului, a scăzut foarte mult. Din ce cauze? Au năvălit peste flora spontană care este acolo, au năvălit graminei, care dau o
valoare în minus a vaștii respective. Ei distrug. Plantele, vă știți, plantele pentru pășuni, plantele care sunt, îi dau plus valoare pășunii, sunt plantele solanacee, în special, și din grupa leguminoasă. Deci vorbim și de degradare, nu? Și de... Da. Deci am rămas surprins. Nu vă spun că a fost iarba, dar în special graminei. Deci v-am spus, gramineile cresc foarte repede, au o dezvoltare rapidă și și celelalte... Și foc. Au avut și un metru. Deci un metru n-a fost păscut nici măcar cosită. Că ar fi... Păi ce sunt necosează? Și pentru ce? Da. Și vă dați seama, a fost păcat. În alte părți, de exemplu la Solci sau la Veșeni, au fost probleme că sunt multe animale și la Milosovești a rămas de păscut. Într-adevăr, pășunea nu aparține comune, nu este, dar aparține, este proprietate privată a oamenilor. Dar vă dați seama, datorită neînțelegerilor, nu s-a făcut. Cam asta ar fi diferența față de anul trecut. Problema este cu respectarea asta, de la 1 mai la 32. Nu prea ce respecta niciodată. Da. Că a trebuit pus un pic de ei, punctul că... Da, conform legii 44 și, într-adevăr, este termenul care se stabilește, dar vă spun sincer, nu știu dacă se respectă undeva, ar trebui ei spus și noaptea. Dacă sunt cereri pentru o cerere. Da, cereri. Cereri, una singură a ajuns la mine, deci una de acum urmează. Da, una singură a ajuns la mine, de peste Moldova. Peste Moldova și domnul Ionescu, de la Sfântul. Și domnul Ionescu n-a ajuns încă la mine cererea. Dar vă spun că, având în vedere, eu zic că pășunii este, la total. Ceea ce pot să vă mai spun despre pășunii, că noi am început un plan de amenajament pastoral, am început de anul trecut, prin fondul de la Direcția Agricolă. Am început cu pășunea comunală, suntem în desfășurare, facem aceste amenajamente pastorale pe pășune, dar totodată am început și conform legii apărute în 2017, sfârșit de an, suntem în derulare și să facem și planul de amenajamentul pastoral și pentru terenul, suprafeții, pășune, aparținând persoanei fizice, proprietari persoane fizice. Asta ajută foarte mult pentru obținerea de subvenții de la APIA și... Ați discutat despre zăboi de la Veșeni. De luați în capul și zăboiul de la Veșeni. Nu, deci zăboiul de la... Nu, eu vorbesc de zăboiul la mare. Am zăboiul ăsta la... Da, acum zăboiul de la Veșeni este o suprafață destul de mare. La Soci este un pic... Începând de la cea pe eu până la cantonul de Iacă... Nu vorbim de zăvoie. Nu, deci nu vorbim de... Nu zăvoie care este pe marginea apei. Da? Nu, deci vorbim de zăvoie ăsta mare, care unde sunt sălcii de 30-40 de ani. Care noi de asta să-l protejăm în sensul că să fie... Știți că merg la scăldat, să fie ceva de agrement, să nu... Este animale pe acolo și se perturbe, eu știu. Dar numai asta e problema. Problema animalului este că nu se poate dezvolta o plantă de șosarci micuță, nu se poate dezvolta. Vă dați seama că instant o mănâncă. Da. Au fost și plantate, dar dacă... Au fost plantate la un timp prost și... Păi, câteva totuși s-au prins, dar... Nu este niciuna. Au fost. Să știm că au fost. Într-adevăr, au fost și la un moment. Cu ele prins. Au fost, dar le-am mâncat. Deci vă spun că acolo am pus eu vreo 200 de cuiesc de grădiță, s-au prins, cred că 90 și ceva la sută au fost și uitați la un moment dat, sincer. Și când m-am dus după ceva timp, după... am văzut câțiva cai priponiți acolo. Da, le-au smuls. Mai sunt care se înscriu cu o vacă și duc mai multe, mai sunt care nu se înscriu și duc după aia. Da. Nu știu, o să stabilim de comun acord la ședința care o să avem cu administratorul de stână și de exploatație animale. O să stabilim de acord felul cum vom demara
S-a spus că nu există niciun mod diferit ca să dea amantiri, totuși există un articol în reglamente care se vorbește și o atribuire directă asupra fetelor de coșuri. Și pentru acest aspect vreau să primesc informații, că nu am obținut de la domnul secretar, dacă există solicitări, am înțeles că există una sigură. A doua solicitare, da. Aș vrea să știu dacă există un studiu de oportunitate privind stabilirea ratei contractelor de concesiune și dacă există raport de evaluare privind stabilirea prețului care va fi aferent contractelor de închiriere sau concesionare. Haideți să vă spun. Deci pentru tot patrimoniul, că e public sau privat, s-a făcut reevaluare. Deci există așa. Nu s-a pus problema concesiunii. Deci nu s-a pus problema în concesiunii deocamdată, pentru că... Ci doar noi trebuie să scrie în legea asta și scrie și clar aici, că nu mai... Se poate. Deci, la exploatat administrat. La proiectul de hotărâre de întrebare, există raport de evaluare pentru stabilirea prețului și studiul de oportunitate. Raport de evaluare este. La domnul secretar, vreți să ne prezentați valoarea? Bine, este raportul de evaluare, trebuia să-l cereți înainte, că este raportul de evaluare. Cereri către secretarul Unității de Pune din data de 16 și nu am cerit acest document. Care n-ați specificat pe doriți? Deci deocamdată, domnul gospodar. Toate documentele, am solicitat. Domnul gospodar, noi nu scoatem la concesiune, da? În momentul când scoatem la concesiune, atunci cereți raport de evaluare și tot. Exact, scrie legea. Nu, este vorba de un teren, domeniu public. Da. Noi nu scoatem la concesiune. Care scrie destul de clar, 180 de lei pe hectare. Anual. Deci anual se dă, nu se dă pe concesionar de 20-30 de lei. Nu anual, pentru concesiune. Și concesiunea se face numai cu aprobarea consiliului local. Deci noi scoatem la concesiune. În momentul când vom scoate concesiuni în da, domnul președinte, vreau să faceți acolo o corectură. Nu există aviz favorabil de acest proiect din partea Comisiei Economice. Da? Deci ideea este în felul următor, ca să înțelegeți, că poate domnul gospodarul e așa un pic pe el. Poate nu știe legea bine. Orice concesiune este aprobată cu votul Consiliului Local. În momentul când se scoate un teren sau orice din concesiune, trebuie un studiu de oportunitate. Da? Noi nu scoatem acum, nu face obiectul acestui proiect de hotărâre. Deci noi facem aprobăm regulament. În momentul când vom scoate concesiunea... Dar nu, taxa de utilizare domeniul public, poftim dacă nu sunteți familiarizați. Cam așa ceva. Ca să știți dumneavoastră. Poate nu sunteți familiarizați. Poate nu știți ce ați făcut dumneavoastră. Cum interpretați legea. Dar atât. Este punctul meu de vedere. Vă rog să o consemnați, domnul secretar. Și vreau să discutăm aici de interpretare legii, da? Nu, nu e să interpretăm. Corect, nu ne dăm în stanul că suntem cei mai... Nu vreau să vă... catalogiesc că știți, că nu știți legea. E dreptul meu să solicit o informație. Da, să mă catalogați dumneavoastră. Să decurg lucrurile. Când ești să informați consilierii și atât. E informat, dar dumneavoastră îi puțiți indiciță neroare. Pentru că eu nu solicit unui consilier să plătez cum vreau eu. Eu îi spun să... Nu știți neroare vis-a-vis de lege. Da, da. Haideți să... Când o trebuie clar, poate crea contracte de închiriere pentru atribuirile directe. Contractele alea, contract de concesionar. Nu, domnul consilierul spune că, în conformitate cu prevederile legii cu tare, se poate atribui. Dar cum o zice și domnul primar? În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local Miroslovești. Poate încheia, nu se poate încheia. Poate încheia. Da, dar noi acum încheiem un contract. Acum nu. Noi vă dăm acordul pentru a... Încheia, dacă, putem acolo. Cam asta scrie în hotărâre. Cineva citește... Votul este dacă aprobăm închirierea
suprafieții. Dacă aprobăm, dacă vom aproba, vom închirea vreodată sau nu? Dacă nu, bine. Dacă nu vreau să fac acolo, doamne, să fie acolo. Să fie acolo. Deci sunteți de acolo, în momentul... Taxa pe pășurată a fost datat și la începutul anului. Deci el trebuie să facă ceva și s-a spus o asociație, să facă ceva. Nu poți să facă de ce ai prezuniune. Nu poți să facă de ce ai prezuniune. De taxă specială de pășurată. De nou votată, dacă a fost votată de anuare. Numai două secunde. Această prestație a lor, administratorul de sisteme, se face în bază unui regulamentar și în fiecare an și până acum este aceeași taxă de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 3 ani, da? A doua problemă este același regulament, doar cu precizarea că au mai sau un puțin numărul animalilor și efectiv să se repartizeze mai echipzuit această suprafață pășurii. Adică într-un loc se ceartă administratorul de stână când ajung și într-un loc nu este folosit, nu este utilizat. Asta e ceea ce. Și acolo, articolul ăla spune că se poate, în conformitate cu prevederea așa, demara procedura. Dar procedura tot în baza hotărârilor pe care dumneavoastră... Domnul secretar, scoateți articolul ăla din... ca să înțeleagă... Scoateți, domnul secretar, articolul ăla din... Da, sunt acum, dacă mă, cum o zis domnilor, că s-o reduce efectivul de bovini. Și de ovini, nu de ovini. De ovini, că să cam mulți, nu pentru o majorat de ovini. Da, că gata, gata, s-o scos deja articolul din... Deci, probabil că trebuie să spunem clar, se aprobă atribuirea de un folosit să s-o adus, adică e o perioadă de un an. Corect. Așa s-a făcut. Până acum, din 7-10 ani de zile. Deci de 10 ani de zile așa s-a procedat. Bun, deci vă supun atenției? Dacă nu, nu mai dăm. Deci să încetez ce spatem din hotărâre. Deci vă rog să votați proiectul hotărârii privind aprobarea regulamentului de impunere și organizare a pășunatului pe teritoriul administrativ al Comunului de Tăiat pentru anul 2020. Deci fără articolul 3. Da, dar se abrogă la articolul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1, 2. Și cine se abține? Deci, se abține de doamna Costin. Și doamna Stan. Și eu două vopăță. Și că nu-ți vom mărit. Aici e cu... Că dacă e cu un arzic mână, dacă e pe la anii... Am abrogat articolul 3, domnul. Da, am scos. Deci am abrogat. Deci l-am scos. Proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției sale de sport școlară, se aici în localitate. Dar cum mai vreau să-i poate un șos la Sfânta Gheșeni? Județul Iaș, nu pe județul. Gata, imediat! Investiție ce se va realiza pe programul operațional regional 2014-2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității. Primarul Comunii Rosănești, județul Iași. Și având în vedere programul operațional regional 2014-2020, legea 230 din 98, legea 2 din 2008, întreabă și locanul Rosănești numărul 5 din 12-2008, prin adoptarea bugetului de ministru și cheltuieri a Comunului de Iași în anul 2018, referatul domnului viceprimar și profesor Matei, prin care arată necesitatea și oportunitatea realizării investiției sale de sport școlară în localitatea de Răsărești, județul Iași, investiții se va realiza prin programul operațional regional 2014-2020. Nota de fundamentare, asumite economice, avizul Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Politică, Tineria și Sport, a Comisiei Juridice, prevederile legii 544 din 2001,
prevederea articolului 36 din legea cu 2001, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă necesitatea oportunitatea realizării investiției sale de sport în localitatea Miroslăvești, județul Iași, investiție ce se va realiza în programul operațional regional 2014-2020. Articolul 2. Se aprobă implementarea proiectului sale de sport în localitatea Miroslăvești, județul Iași, investiție ce se va realiza în programul demit în continuare operațional regional 2014-2020. Articolul 3. Prezentul proiect, adică sală de sport școlară în localitatea Miroslăvești, județul Iași, nu este generator de venituri. Articolul 4. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției și în cazul obținerii finanțării prin programul operațional regional 2014-2020. Deci cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Și în cazul obținerii finanțării prin programul operațional. Articolul 5. UAT Miroslăvești se angajează să asigure funcționarea reparamentului proiectați și întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima tranșă de plată. Articolul 6. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primar, inginer Corocar Constantin, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite și administrator public al comunei Miroslăvești. Articolul 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul și viceprimarul comunei. Articolul 8. Secretarul comunei va comunica un exemplar de pe prezenta prefectului județului pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință cetățenii comunei prevederea prezentei hotărâri prin afișare. Da, precizări. Da. Avem și o planță aici. Nu? Da. Avem un studiu despre visul meu a fost să ies atenție dintr-o sală de... A început de timp cu primarul Mitescu, Dumnezeu să le ierte, am dictat mâna, proiect, studiu, fezabilitate. A continuat domnul apostol, i-am predat, eram director de școală, oameni buni, am fost foarte mult. Am predat deja amplasamentul, poate nu știți. Dar unde e? Da. Acolo sus, la Livan, acolo. Domnule, gata, am spus, sigur, am predat amplasamentul, am semnat documente, inspectorat, gata. A venit domnul așa, și domnul a încercat. Am încercat, domnul, ați vrut școală atunci. Păi, păi, nu se pot face toate. Am văzut că este ceva cu o sală de sport, este proiect de hotărâre cu sală de sport, de nu-ți gospodat. Deci, nu iubesc că să dea Dumnezeu, dată reații publică, Dumnezeu a unii, așa, domnul să reușească așa ceva. Haideți să vă spun că asta este prima inițiativă, ca să vă spun, legat de programul operațional regional, se desfășoară în 2014-2020. Ceea ce am rămas surprins că în acest program, în care se privește foarte mult referitor la infrastructura școlară, anul trecut nu s-a depus decât două proiecte. La nivel național a rămas foarte surprins. În măsura 10.1b. A rămas foarte surprins și de asta, acum probabil ei au mai, nu știu cum apărea ghidul anul trecut, dar probabil că anul ăsta s-a mai umblat la el. Anul trecut, din câte am vorbit și eu cu consultanța, anul trecut nu se prevedea și ca prin măsura 10.1b să fie, să se poate face și să-l desfășoare. Acum, prin ghidul de finanțare, se prevede ca la nivel de comunități rurale, la UAT-ul de comune, se poate accesa pentru sală de sport în condițiile în care trebuie să îndeplinești niște indicatori. Indicatori legat de școală, de... Număr de elevi, anumite indicatori pe care am lucrat la domnul director.
până pe care am rugat domnul director Simion Litea, mi-a transmis într-adevăr, i-am transmis la consultanță. Dacă ne încadrăm, vă spun simplu, dacă ne încadrăm, noi am luat-o din plin pentru că termenul limit de punere a documentelor în ore sunt 5 mai. Deci avem o lună în care trebuie să facem șoferii și aia și indicator și nu știu ce. Am luat-o din timp ca să putem, în momentul în care indicatorii sunt prielnici, demarăm proiectul în continuare. Dacă nu, o să ne oprim la un moment, zic eu. Dar, având în vedere că s-au depus foarte puțin proiecte pe 10.1b, am înțeles că nici nu s-a constituit comisie de evaluare, pentru că nu sunt proiecte depuse. Și de asta am inițiat și noi acest proiect. Ce să vă spun, cofinanțarea noastră ar fi de 2% în valoarea proiectului. Asta este cu caracter informativ. Deci aici, în moment, da, un deviz general, undeva la 1.100.000 de euro ar fi, cu tot cu TVA, dar e cu caracter informativ. În momentul când vom face studiul pe datitate și atunci vom vedea exact proiectul, indicatorii tehnico-economici, un nume pe care îl vom aproba. Următorul proiect de hotărâre se referă ca să trecem la fi normal. Sunt legate. Ar trebui să lista de investiții să o completăm cu acest proiect. Dar nu are o valoare în hotărâre. Lista de investiții trebuie prins și o valoare. Prin valoare. Și valoarea trebuie prinsă și într-o rectificare de buget. Deci, votăm azi ca să mai votăm o dată cât o să fie rectificat de buget. Nu, acum nu necesitatea. Dar e introduceri în lista de investiții, pe rectificare cum introduce. Trebuie să o introduci și cu valoare zero, nu e nicio problemă. Scrie undeva. În momentul când aprobăm indicatorii tehnico-economici... De ce nu? Deci, când ne aprobăm indicatorii, noi ia, valoarea aia o aprobăm. O punem în, în lista de investiții. Deci, la Verșeni este teren. Spaniul Rostolescu, școală și sală de sport. De acord. Dar atunci trebuie să la soși, măcar teren de sport. Dacă nu, asta e ghietaj. Știți ce prevede 10.1b? Spune așa. Am citit fără. N-am reușit să citesc tot ghidul. Dar spune că se referă în special la școlile de centru. Adică, în sensul... Ce, că să aveți în vedere. Da. Să aveți în vedere. La școlile de centru. În momentul în care spune... S-ar face. S-ar face. Noi asta zic și eu. S-ar face. Noi am trimis datele la consultanță în momentul de când... Păi, dar aveți ca să aveți în vedere. Deci este un cerc. Am spus. Am spus, da. La rectificarea de buget, din iunie, august, nu știu cândva, vom prinde... Deci, cine este pentru o nouă investiție, un nou început, un nou proiect, un sală de sport în localitatea Miroslăvești, județul Iași. Cine este pentru? Împotrivă sau cine cineva? Să fie într-un ceas bun. Eu v-am spus oportunitatea ca să, până dacă primim de la consultanță, primim un punctaj bun, în urma evaluării care vă face. Atunci eu prind vom merge mai departe imediat. Când placă dumne la etaj, cu stâlpi, dacă în cazul din care tăiem nici putere... Timpul este foarte scurt, iar am luat un pic mai... Este foarte scurt, într-o lume de zi. Să facem mai aici și place aia, să plus avizii, plus din ce mai trebuie. Trebuie să aprobați și completarea listei de investiții, aprobată pentru anul 2018, cu următorul obiectiv, sală de sport școlară în localitatea de Miroslăvești.
proiect și se va realiza pentru că am operațional 2004-2020. Mare comună în Brăsărești, în vedere legea 2, legea 273 din 2006, hotărârea Consiliului Local numărul 5, 12, 2018, hotărârea Guvernului, referatul domnului viceprimar, hotărăște, articolul 1, se aprobă completarea listei de investiții aprobată de noi pentru bugetul 2018, cu un nou obiectiv, sală de sport școlară în comună, în localitatea Mășoiești de Suiești. Proiectul se va realiza prin programul operațional 2004-2020. Articul 2. Se însușește lista, anexa 1, la prezenta hotărâre, lista de investiții pentru anul 2018. Articul 3. Primarul Comunei, viceprimarul și compartimentul responsabil din cartea primarului, va duce la deplin de vedere prezente hotărâre. Articul 4. Secretarul Comunei, județul Iași, va comunica un exemplar instituției prefectului, Direcției Generale Finanțelor Publice, Trezoreriei Pașcari, și va aduce la cunoștință locuitorilor comunii prevederile prezente de pe afișare. Cine este pentru completarea de și listă de investiții și punerea în buget? Vă rog. Vreau să intervin. Aș vrea dacă putem să avem ca fundamentare sau ca justificare amplasamentului sălii de sport, acea localitate care are numărul de copii cel mai mare ca și beneficiari a investiției respective. Școlile de ce? De școala de ce? Nu mai e. 10-1, așa, a trebuit să fie la SOS, că la SOS este mai mult spus. Ascultați-mă, că vin din domeniu. Care e scumpul? Haideți să vă spun. Dom'le, care e scumpul? Cei mai mulți. Perspectivă. Eu știu de ce are de cele mai mulți. Cauza, dacă din cauza asta, perspectiva de care nu știu ce e. O facem în mobil bine. În vățământul gimnazia, este 2-4-5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 -
nu știu, nu știu, nu știu. Se rezolvă și face să nu știu foarte despre copiii vreau neapărat. Domnul... Mai scutăm, dar mai se rezolvă. După părere spun că avem și noi. Totul depinde de finanțare oameni buni. Nu știu, dar scrie clar acolo, în ghid. Școlile de centru. Da. Deci, dacă vreți să... Eu m-aș bucura, nu, eu sunt realist. Eu m-aș bucura să rămân cu fiecare sat, grădiniță, o grupă și unul patru. E grozat. E lumină multul. Dar 5 ori, ai să ai la... Ați spus, trebuie să vedem. Nu să fie clasa 5 la soci sau la viajeri cu 7 copii. Dar 6, dar 7, 7, 7, 7. Eu nu zic acum. Eu zic, în perspectivă, 4, 5 ani, 6 ani oameni buni. Nu mai sunt copii ca să-mi facă. Chiar 5 ani în toate sate. Să știți că școala de aceea este la centru. Da, dar la centru comun. În satul comun. Dar e la centru. Aveți un teren măsia. Știți că ghidul pe terenul ăsta a fost. Aveți teren, mai trebuie și să sport. Cam așa a fost. Dar nu e real. Deci pronosticul meu, să dea Dumnezeu, să rămână în fiecare sat, grădiniță o grupă mică, grădiniță și 1-4. Grădiniță și 1-4, sigur. Păi așa am spus, să dea Dumnezeu să rămână, că așa înseamnă lumină. Când se închide o școală, nu spunea. Când se închide o școală, se deschide o închisoare. Dar este personal că mă interesează. Bun. Cine este pentru completarea listei de exerciții principale, vă rog și cu această sală de sport, cine este pentru mâna sus, cine este pentru... Eu aștept terenul de sport. Eu aștept. Să abține, avem o abținere. Nu pot. Ați judecat. Mulțumesc. Bun. Dacă avea valoare, pot. Proiect de hotărâre... Poate să-i fără valoare. Proiect de hotărâre privind extinderea rețelei... Mă gândesc, poate vine domnul Vici să-ți credea la... Și ai interiut. Au și voi șertați. Eu tare mă tem ca să veniți în viața mea, mă tem ca toți, eu așa mă tem. Da. Perspectivii sunt sumbri, oameni buni. Da. O să vedeți. Deci peste 2 ani, la școala... Răzbărbim la bănii fără copii. Nu. La 5 tot la Miroslăvești, dispară clasă. La dumneavoastră dispară 2. La noi peste 2 ani. Dispară 2. La noi nu știu. Noi avem centru și nu au voie să mă gândesc. Și credeți că... Poporteci nu au voie să mă gândesc. Dacă cu două clase să mă funcționeze? La două clase. La cinci clase. Nu spălați-mă. Nu, dar nu spălați-mă. Eu zic așa că acușa ajunge cuțitul la oșu și zic așa de sus. De sus, voie. De ce să țin mai acolo? Apoi de ce să țin mai acolo? Păi mai apare aici de sus, dobre, bum. Și o să facă școala 3-1.
Da, o să, da, da. O să, o să vedem. Decizia nu, nu putem să o luăm noi, nu luăm noi nici Consiliul Local, în toate am vrea să vrea. Decizia aparține din inspectoratului. La inspectorat nu se face. Oricum, respectați cu 100%. Da, să știți cum așa. Se vede, sunteți implicați. Deși de la inspectorat, când văd fișă, noi mergem pe fișă din cadrare. Nu mă rândiene, și că vede, ce școală asta? Școala X. Domnul președinte, vedem mai departe. Ce ține viață? Da, nu, stai el. E, Vasilica, ești tu nepoți, știi grebe. Eu nepotul, eu v-am învățat la școala sus. Da, și vă certați care școală va rămâne, să văd cum vă certați acum, cum întindeți țara de gaz. Deci, proiect de hotărâre, privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în localitatea Soci, cu majuscule, vă rog să le țin. Da. Fionul Verșeni, Primarul Comunei Miroslăvești, având în vedere prevederile legii numărul 213 din 98, legea 5-2006, hotărârea Consiliului Local Consiliului din 12-2008, din adaptarea bugetului, da. Avizul Comisiei pentru aspecte economice, Comisiei Juridice și Învățământ, hotărăște, 1, articolul 1, se aprobă extinderea rețelei de gaze naturale în localitățile Soci, Verșeni, Mitești, Comuna Miroslăvești de Suiaș. Articolul 2, cu ducerea la îndeplinirea prezentei, se desemnează primarul, viceprimarul comunei, în primul compartiment din cadrul proiectului primarului. Articolul 3, secretarul comunei va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefectului pentru control și legalitate, asta îmi place, pentru control și legalitate, și va aduce la cunoștință cetățenilor comunei prevederile prezentului hotărâri prin afișare. Da. Da. După cum știți că am vorbit și când am aprobat bugetul, încercăm să extindem rețeaua de gaze naturale în Soci, Verșeni și Mitești. Ca și străzi pe care le-am propus de extindere, anul ăsta încercăm undeva, să zicem, în Soci, undeva la 3 km jumătate, până la 5 km, propuneți Verșeni și Mitești. 5 km jumătate la Verșeni și Mitești, 3 km jumătate undeva la Soci. Pentru că, vă spun, am găsit o situație acum mai recentă, prin care la Verșeni Mitești sunt de 4 ori mai mulți abonați la gaz decât la Soci. Deci, satul Soci, într-adevăr, vreau să zic că a fost vitregit cumva în ce privește raportarea la rețeaua de gaz naturală. O să încercăm... O să încercăm să extindem la Soci pe europeană, pe 85, pe un singur fir, urmând ca ceilalți să se raporteze prin traversare. Mai sunt 4-5 case acolo. Da. De asemenea, de la Moară, de la Soci, vom merge cu până sus, până în capăt, de la Moară la Soci, vom merge cu extinderea până sus, la Moară, de la Noapte, la Pisarnă sau de la Părinții la Leon. Când am de acum? Maftei Ionescu. Maftei Ionescu. Maftei Ionescu. La Vasile Cântu acolo, vom merge, nu știu. Vasile Jepar, Vasile Cântu. Da, în țară. Acum, în limita a ceea ce am ăsta, nu știu să spun, am ăsta, limita a ceea ce mai mult, nu mă merge și partea asta la altă, de la Port spre școala veche și Poiani. Deci, în limita la 10 km care sunt mai mult, sau mediu care sunt mai mult. La Verșeni vom merge pe... Dacă așa nu mai sunt interesați, e discuția cu urmă, e discuția cu oameni. Noi împărțăm străzile acum și... Noi
La deșert, să știți că asta le luăm și în funcție de toți de abonați, cei care vor să racordeze la rețeaua de gaz. Vom continua la punctul de acolo. Vom continua până la doamna Costina, acolo de capăt de linie. Eu am fost la lor. Vom merge pe uliță la domnul Gabriluță acolo și pe uliță la Velea, pe partea cealaltă. Ați energizat în curbă? Da. La magazin acolo, ulița aia scurtă, am înțeles că sunt vreo 5-6 familii care vor să le acordeze. La Osaki. Da, la Osaki. O să mergem pe ulița Zăvoiului, ulița la capul malului, acolo. Și la Mitești, să vedem, partea aia spre Mitești, să vedem câte persoane vor să... La Iorba, acolo. Ulița lor de când? Așa. Și la fața lor. La Magelona. Da. Acolo sunt câteva. Ulița de când? Da. În 2000. Sunt bani. Pentru ce și-a spus. Uita cu da. La soluții. Când începem lucrarea? 4 miliarde și ceva mai lucrat prin buget, plus proiectarea și așa. 5 miliarde. Și ajunge la 1.000, cât a spus. Undeva la 1 miliarde, 1.000, așa spui prietenii la care. Dar eu încerc acum, aș face cu ăștia de la fel caz. Și pot prânzele, sincer. Asta o fi de mare, cea mai puțină. Ăștia de gazului și dețin din acolo. Și nu se va scoate. Nu se va scoate. Proiectarea și execuția se va scoate. Încearcă să vină și cu o finanțare foarte puțină, dar condiția ar fi să facem cu ei. Aici este iar o prea mică. Aici este iar o prea mică. Da, stimați părere, cine este pentru extinderea rețelei de gaze naturale în loc adres la soli? Diversieni, Mitești, Astupini, cine este pentru? Sunt ea domnul. Împotrivă s-a venit cineva? Asta e proiectul care eu încep să scriu. Dacă sunt prins banii în buget, nu fac ceva. Nu se face ceva. Am practicat cu piața asta. Nu știu ce am zis că nu s-a zis. Nu, dar asta e mai doar discurs în banii europeni. Bine, asta e. Nu e dacă e poate. Da. Așa, referitor la... Vreau să vă spuneți de referitor la... Vă aduc o informare referitor la proiectul care l-a mai aprobat noi la un... Atenție, un pic, doamne, care l-a mai aprobat noi. Să știți că am primit finanțare, după cum știți, pentru dispensarea umană, s-a știți prin PNDL. Urmează săptămâna, să poate ceva, nu știu să mă duc să semnez, vedem când mi-ar duce, că nu mă duc eu acolo. Nu. Am primit finanțarea pentru căminul cultural de la Soci, da, prin măsura 76, prin AFIR. Urmează să depunem documente, ce mai trebuie certificate de nu știu ce, ca să mă duc să semnez contractul de finanțare. Aștept și căminul de la Mirosoveș, că și ăsta sigur va primi finanțare, pentru că au mai rămas bani prin 76, deci au mai rămas bani, nu s-au depus proiecte. Și de asta tărăgânez un pic ca să mă duc să semnez amândouă proiecte, pentru Mirosoveș și pentru Soci, căminul cultural. De asemenea, am prins finanțare pentru, mi s-a aprobat prin fondul de mediu, platforma de gunoi de grajd de la Soci, prin care vom face platforma de gunoi de grajd și utilajele. Da, dar cum ajungi la platformă? Îți probleme cu grătul cu asta. Cu ce? La răpă lucrăm. Lucrăm la răpă. Da. Au venit cei de la minister, în toamnă probabil vom primi utilajele, mi-au spus ei. O să primim un tractor, două remorci, ce mai este, la o vidanjă și cu o platformă din plăștea de moi din asta de grea și un încărcător frontal. O să primim de la ei. O să va face platforma aia de gunoi betonat, va fi asigurată paza de către un paznic, cu, mă rog, cum trebuie de toate asta. Și o vom da în funcțiune foarte importantă pentru cei care vor face proiecte cu exploatații de animale. Foarte, foarte importantă această platformă, să știți. Contează foarte mult. Pentru că prin proiect de cere să aibă un contract cu o platformă unde se depozitează. Da. 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 Și
Astea patru proiecte sunt aprobate. Urmează prin gară, acum suntem în evaluare. Asta ca și informare, suntem în evaluare cu terenul de sport și cu cele două părcurezi. Suntem în evaluare. Acolo nu sunt probleme. Adică, sigur, s-a lungit așa un pic evaluarea asta, nu știu de ce. Deci, și acasă niște, da? Stai, de Nu am vorbit cu domnul Petrescu să are niște și să discuie și să pună întâi greu. Nu, sincer, vă spun exact cum v-am spus. Va intra într-un proces de reabilitare, așa o să zicem, pentru că nu o să construim din nou terenul de acolo. Și exact cum am făcut și cu chiar dacă grupul sanitar de la Soci s-a dat în folosință, într-adevăr, dar a durat un pic mai mult datorită birocrației care este și așa, dar azi s-a realizat. E funcțional? Și platforma... Și platforma... Și ultimul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. La Consiliul Local, primarul Comunei Măsării de Iubiția, avem în vedere prevederea articolului 9 de regulament ca pe organizarea funcționarea Consiliului Local, prevederea de organizare, propune domnul consilier local, Crisimir Hoca Șoan, ca domnul consilier local de Comunei Gospodare Rus, să fie președintele ședința Consiliului Local în funcționarea. Aveți promisurii și prevederea articolului 6, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ca președinte de ședință al Consiliului Local de Ostrăvești pentru ședința următoare, domnul consilier local de Comunist Gospodar Lănuț. Articolul 2, secretarul comunei va comunica în Nicolbar, instituție prefecturii și doi subliniași pentru control și legalitate și va duce la Consiliului Cultură Comunii și rezidenta hotărârii prin afișare. Deci cine este pentru următoarea ședință? Într-o zi. Într-o zi. Domnul secretar, da. Ziceți că tot profit de ocazie, am și eu un amendament. Spune. E la modă. Haideți să reglăm o dată cu comisia asta economică. Dacă puniți, o mai ridicat problema domnul Alexa, dacă la ședința data trecută, dacă unii efectiv ne studiază. Domnul gospodar care știe președintele sau șeful comisiei economice, cine studiază? Dacă ședința este la ora 5, azi, domnule, să începe la ora 5, da? Ați solicitat tot felul de documente, secretarul vi le trimite. Vă rog frumos, nu ne sfidați, respectați. Să începem la 5 pentru că venim pe o zi de muncă și sunt convins și dumneavoastră. Da? Știți cine sfidează? Nu! Dumneavoastră nu știu, da? Dumneavoastră, nu vă sfidez! Dumneavoastră sunteți ales aici în slujba cetățeană. Am înțeles. Eu am făcut solicitări prin niște documente. Nu mi-a făcut, nu mi-a făcut nicio solicitare. Vă rog frumos să înceapă o ședință. Consiliul Local la nicio ședință. Haideți să căutăm o soluție legală să reorganizăm conștientul. Haideți să... Da? Deci de la începutul mandatului domnului primar Cojocar, niciodată Comisia Economică nu a respectat ora. Este chiar așa de greu să respectați o oră. Deci, domnule, pur înainte, de câte ori dumneavoastră ne-ați comunicat documentele în termen de legal. De fiecare dată v-am comunicat. Niciodată nu ați participat și nu aveți cum să știți ce ați comunicat. Am participat pentru că eu, la ora 5, am fost prezent aici, când a început ședința la ora 5. Eu, la ora 4, v-am așteptat la secretar, da? Cum o să aștept de fiecare dată? Eu vă las că dumneavoastră sunt comunicat următoarea ședință de Comisie Economică. Vă dau această posibilitate. Dacă vreți să vă simțiți în largul dumneavoastră, vreți uitați aici în prezența unor colegilor, anunțați în termen. Vreau ședința de Consiliu, dacă se anunță la ora 5, să înceapă la 5. Dacă nu, domnul secretar, să mute la 6. Veniți la 5, vă faceți schemele și la ora 6 începem, da? Nu am nicio plăcere să vin să stau aici o oră, să te aștept de dumneata. Stai liniștit, că nu am făcut treaba asta. Stai tu liniștit. Da, eu sunt de acord cu ce spune domnul Bici, sincer. Adică, la ora 5, începerea ședinței, da, se întâlnească comisia în alege. Cu jumătate de oră, în serviciu, și la ora 5 să fim prezenți. 5-10, mai să zicem. Dar să nu lucrăm din timpul ședinței și să începem la 6 sau... Nu știu, eu zic că părerea mea... Așa e. Celelalte ședințe cum se pot întâlni și apel celelalte comisii. Eu zic că cum pot funcționa așa pot fi așa. Da, mulțumesc pentru... Dezavantajul președintele convoacă ceilalți. Asta e dezavantajul dumneavoastră.
Dacă vreți să fiți președinte, nu. Domnule, ca să poți conform matale și să fii mulțumit. Și te rog frumos, fii respectuos, că eu nu s-am vorbit niciodată la matale, am vorbit cu domnul, dar nu suntem la piața aici sau la după întâlnirea de dimineața, da? Te rog frumos să vorbești frumos și atâta rugăminte și solicitare am avut, să se respecte oară în începere ședință. Nu te-ai prezentat niciodată la nicio comisie. Niciodată. M-am prezentat de fiecare dată. Niciodată. Da? Du-te și poți control la... Da, hai, nu trece peste episodul ăsta. Are dreptate și domnul viceprimar, nu știu cum puteți găsi o modalitate de a rezolva, că nu e prima dată când am discutat asta. Să fii comunicat cu toate materialele la termen. Eu am solicitat pe data de 16, am avut ședință de comisie cu 2 săptămâni în urmă. Nu mai era necesar să mai facă încă o ședință astăzi. Domnul, atunci am spus că asta ne ține. Deci este menționat în procesul verbal. Am cerut materiale. Vedeți că mi-e drag să vină fiecare zi să fac ședințe. Materiale pentru o ședință ordinară. Pentru ședința ordinară se pun cu o lună de zile înainte. Și ce mai vreți, domnule? Ce mai vreți? V-am transmis pitarea de 22. Asta ședința au fost 14 zile. Să pun la dispoziție. Și nu mai ce zi înainte. Dar ne învățăm pe din roți și faci. Da, și materiale. Dar nu avem nu știu ce... Țin ce vă spun, din punctul meu de vedere. Nu avem nu știu ce proiect. Că trebuie să studiez 3 săptămâni, dacă e registrat pe 22 februarie, dacă e registrat pe 22 februarie și eu solicit pe 16 martie, cum puteți să-mi spuneți cum le aveți atunci? Asta întrebarea este. Nu mai făceam ședința asta, nu? Votam ca un fraier. Deci asta e. Nu mai gândesc că la dumneavoastră.